Bună ziua! Numele meu este Alexandru Cristian Dumitrache și sunt jurnalist la Global Confederation of Romanian Students, cu sediu în Suedia. În ediția de astăzi, sunt alături de Alexandra Căruțașu. Bună, Alexandra! Bine te-am găsit! Este student în anul întâi de facultate la Computer Science and Engineering la Delft University of Technology. Alexandra, ce te-a motivat să studiezi în străinătate? Inițial nu am luat în considerare oportunitatea de a studia la o facultate în străinătate. Până în clasa 11 am considerat întotdeauna că voi urma cursurile la o facultate din România, dar tot pe această latură de computer science. Cu toate acestea, în anul acela am descoperit oportunitatea de a studia la o facultate în afară și avantajele pe care aceasta le are. În regulă, și ce se pare diferit față de România în Olanda, de exemplu? În primul rând, programa mi se pare complet diferită, pentru că aici, la Delft University of Technology, în mod specific în Olanda, programa este riguroasă. Studiezi exact ce îți dorești la facultate, pe domeniul pe care ți l-ai ales. În schimb, în România, mi se par foarte multe cursuri în primii ani de umplutură, să zic așa, și te deranjează de la studiile tale. Da, am observat că, de exemplu, în al treilea an de studii poți să-ți selectezi efectiv ce dorești tu, ai minors. Da, facultatea îți pune la dispoziție o serie foarte diversă de minors în care îți alegi ramura pe care vrei să o urmezi în cariera ta. Dar, de exemplu, hai să nu mai vorbim despre facultate. Cum se pare viața de zi cu zi în Olanda față de România? Până acum abia am început facultatea, dar ca să zic despre Olanda în sine, mi se pare o țară nemaipomenită, oamenii sunt foarte drăguți și totul mi se pare modern, orașul e superb, este verde peste tot, au copaci plantați, flori și îți dă o stare de bine în general când vezi că totul este atât de bine aranjat, atât de îngrijit. Aceasta a fost prima diferență pe care am observat-o. Dar, de exemplu, cum o să te descurci cu mijloacele de transport? În Olanda, după cum bine se știe, principalul mijloc de transport folosit este bicicleta. Așa că mă voi deplasa, în principal folosim bicicleta, dar și rețeaua de transport public este bine dezvoltată și o poți folosi cu ușurință. Cu toate acestea, bicicleta este mult mai accesibilă. Dar în orașul în care stau, fiind mic, îți poți permite să mergi dintr-o parte în alta pe jos, că sunt drumuri de maxim 15 minute. Abia mai apuci să faci o plimbare. Am înțeles. Și despre prietenii și familia ta, cum te-ai descurcat să mergi într-o facultate, într-o țară în care nu cunoșteai pe nimeni și erai pe cont propriu? Nu pot spune că nu am cunoscut pe absolut nimeni. Am venit la facultate cu foarte mulți colegi de clasă, alte persoane pe care le cunoșteam și, în general, lumea aici este foarte deschisă. Vrea să te cunoască, să vorbească cu tine, să te ajute. Adică m-am adaptat cu ușurință. Ce a fost mai dificil a fost despărțirea de părinți, căci am trăit cu ei 19 ani și să mă gândesc că de acum încolo nu-i voi mai vedea zilnic, nu vom mai sta la discuții, să mâncăm împreună. A fost un pic dureros, dar m-am gândit că până la urmă este spre binele meu și aveam nevoie de această experiență pentru a încăpăta independența. Dar de câte zile stai acum în Olanda? Am să fiu o săptămână. Și cum se pare așa prima impresie față de viața casnică? Încă nu m-am mutat propriu zis la căminul unde voi sta, așa că nu îți pot oferi mai multe detalii. Cu toate acestea, m-am descurcat. Am reușit să-mi fac singură de mâncare, să-mi fac cumpărături, să învăț cum funcționează procesul de reducere aici. Sunt foarte multe magazine care oferă reduceri și trebuie să fii pe fază ca să îți permiți să stai în bugetul alocat pe acea lună. Dar tu ai început cursurile la Delft University of Technology. Da. Care este prima impresie față de România? Față de România pot spune că sunt mai puține cursuri. În primul quarter la facultate studiem 3 cursuri: Computer Organization, Object-Oriented Programming și Logical Reasoning.
Dar, deși par puține, sunt foarte voluminoase, cum au zis și profesorii. Cursul în sine nu este dificil, îl poți învăța, dar trebuie să ai un program constant de învățat, să nu rămâi în urmă, pentru că în momentul în care rămâi în urmă, e cu atât mai puțin probabil să reușești să recuperezi și să treci examenele cu brio. Față de România, pot spune că îmi place acest ritm. Îmi amintesc că în liceu aveam foarte multe materii și la sfârșitul semestrului dădeam teză din materie pe care am învățat-o 6 luni și bineînțeles că se uita în acea perioadă materia și trebuia să stau cu o săptămână înainte, dar de obicei cu 2 zile înainte ca toate catoliceanul român. Trebuia să stau să-mi recapitulez toată materia și era dificil, astfel prefer acest model în care ai examene din lună în lună, cum ar fi. Da, acum nu mai e cazul să pierzi timpul. Da. Am înțeles. Alexandra, mulțumesc pentru timpul acordat și mulțumesc și audienței. Sper că ne mai revedem într-o altă ediție de la Global Confederation of Romanian Students. Mulțumesc! La revedere!